Bună ziua! Vreau să vă prezint astăzi câteva elemente din activitatea agenției din ultima perioadă și, de asemenea, câteva din activitățile importante din perioada imediat următoare. Am să încep cu câteva cifre statistice referitoare la situația șomajului în județul Neamț. Pentru luna februarie, unde avem ultimele date finalizate, rata șomajului pe întreg județul este de 5,66%, în creștere nesemnificativă de la 5,64% cu o lună în urmă. Și la același nivel cu rata șomajului de acum un an. Deci nu sunt fluctuații majore pe domeniul șomajului înregistrat în județ. Pentru zona Roman și municipiul Roman, deci în municipiul Roman avem în evidență un total de 547 de șomeri, din care 252 de sunt femei, iar șomerii indemnizați sunt din aceștia 322 și neindemnizați 225. Ponderea șomerilor în populația stabilă 18-62 de ani este de 1,12%. Pe total zonă sunt înregistrați 4.035 de șomeri, din care femei 1.438 și din care șomeri indemnizați 706. Ponderea este de 3,26%. Ca și comune cu un nivel mai ridicat al șomajului, Boghicea 17,67, Oniceni 18,66, iar Șibăleni 19,92. La polul opus, cele mai mici pondere ale șomajului sunt la Cordon 1,08, Ghereiș 0,72, Sangna 1,04. Ca și idee, pe domeniul șomajului, în special pentru șomerii beneficiari de venit minim garantat, cum cunoașteți, legislația s-a schimbat și această categorie de șomeri nu mai are obligația de a veni din 3 în 3 luni la viză, la agenție, în schimb la 6 luni tot vor trebui să avem un contact cu ei, deoarece un dosar de șomer neînregistrat expiră la 6 luni. Deci dacă în 6 luni, după 6 luni nu-l vedem, automat noi comunicăm la Agenția de Prestații Sociale și ei vor pierde venitul minim garantat. Pentru a veni cumva în sprijinul lor, noi vom schimba un pic modalitatea de lucru cu șomerii și cu primăriile unde se fac dosarele de venit minim garantat, în sensul că pe baza unui grafic, a unei planificări, odată la 6 luni vrem să mergem într-un fel de caravane ale ocupării noi în mediul rural. Deci la fiecare comună, odată la 6 luni, vom merge la primărie, sperăm să primim o sală unde să lucrăm și vom invita toți șomerii înscriși la noi, în special cei neindemnizați care au dosare de venit minim garantat, astfel încât să mai avem câte discuții cu ei, vedem situația lor și ce se poate face pentru ei. În sensul ăsta ne vom adapta și oferta de măsuri active. Deci, odată, prin modificările legislative, șomerii care sunt chiar neindemnizați, care se angajează cel puțin 3 luni, primesc o primă de activare de 500 de lei sau, cum am mai discutat, pentru anumite comune din planul de mobilitate, sunt acele facilități de contări de navetă sau angajatorii care angajează șomeri pot primi anumite subvenții. Tot în partea de măsuri, avem în curs dosare de autorizare pe domeniul agricol, adică ne vom autoriza să facem cursuri în lucrători în cultura plantelor și zootehnie. Am ținut cont de, cumva de evoluția de pe piața muncii și de pe zona economică în general. Prin subvențiile de la APIA sau alte programe europene s-au dezvoltat multe unități economice în domeniul agricol în zona rurală, ferme, plantații și atunci toate aceste unități vor avea nevoie și de forță de muncă calificată. Noi sperăm printr-un pachetul de măsuri inclusiv aceste cursuri, deci când vom merge în fiecare comună la 6 luni, ce vom găsi potrivit pentru acest gen de cursuri și care nu au calificare, sau cel puțin școala generală,
îi vom introduce la cursuri, încercăm să facem cât mai mult din curs, adică partea practică, să găsim tot fermele din zonă, astfel încât și pe cei de la venitul minim garantat să-i activăm cât mai mult ca să fie angajat, să nu mai stea neapărat să ceară ajutor social. Asta ar fi un punct pe care am vrut să vi-l exprim. Tot așa ca și șomeri, v-am spus la Roman, comparativ cu 2016, sunt ceva mai mulți. Au fost 609, pardon, în 31 martie 2016. La 31 martie avem cifrele acum mai noi, numai pe Roman. Sunt 426 de șomeri indemnizați. Ca și repartiții, ce s-au angajat în Roman în ianuarie-martie 2017, deci am avut 378 de angajări în ianuarie, 459 în februarie și 644 în martie, deci un total de 1481 de persoane s-au angajat în zona Roman de la începutul anului. De asemenea, noi am venit și cu pachetul de măsuri active, completarea venitului salarial, prime de încadrare, prime de activare și la fel de la începutul anului am primit cereri pentru completarea veniturilor salariale pentru șomerii care se angajează înainte de perioada de expirare a șomajului, deci 30%, 23 de persoane, prime pentru încadrarea absolvenților care sunt de 500 de lei, deci 9 persoane pe articolul 73, 1 cu 1 și o persoană pentru 73, 1 pe 2. Prime de activare pentru șomerii neindemnizați, primele de 500 de lei despre care v-am vorbit mai devreme, până în prezent avem 32 de persoane, deci care s-au angajat și au solicitat aceste prime la începutul anului. Aceste cifre trebuie să le primim și prin prisma faptului că abia după ce am primit bugetul, deci la începutul lunii martie, de fapt am început propriu-zis această activitate, deci rezultatele reflectă de fapt o lună de activitate, chiar dacă sunt de la începutul anului. În partea de facilități acordate angajatorilor, au fost un total de 28 de angajatori și s-au angajat pe articolul 80, angajare absolvenți, 7 angajatori cu 8 absolvenți, din care un absolvent de ciclu inferior, 5 absolvenți de liceu, școală post-liceală, 2 absolvenți de studii superioare. Pe articolul 85, șomeri din categorii defavorizate, 20 de angajatori cu 22 de șomeri, 20 peste 45 de ani și 2 șomeri tineri niți. Aici, la tineri niți, fac o observație. Din păcate, proiectul care l-a depus Agenția Națională și l-a negociat cu Ministerul Fondurilor nu a fost aprobat în forma în care a fost propus în noiembrie și în acest moment se renegociază și redepune proiectul de către Agenția Națională, deci vom mai avea o perioadă până când vom putea să demarăm efectiv activitățile de înregistrare în baza de date a tinerilor niți. Tinerii care deci nu mai urmează nicio formă de învățământ, nu sunt la școală, nu sunt angajați, nu sunt în cursuri de formare profesională. Acel proiect european care este o precondiție pentru celelalte proiecte, apoi pentru tinerii respectivi. În momentul în care va fi aprobat proiectul la nivel central și noi în județul Neamț vom demara activitățile și aici pe zona Roman vom avea foarte multă treabă, cel puțin în comuni, pentru identificarea tinerilor neînregistrați. Locurile de muncă vacante, deci în zona Roman, sunt 156 de locuri de muncă vacante în acest moment, din care 4 pentru studii superioare. Pe domenii avem în industrie 64 de locuri de muncă vacante, pe construcții și agricultură 57 de locuri de muncă vacante, comerț și servicii 35 de locuri de muncă vacante. În ultima perioadă s-au finalizat o serie de cursuri, deci pentru Roman, un curs de confecționare ansamblor de articole textile cu 18 persoane înscrise, din care 16 au absolvit și 10 au fost deja angajați, inspector resurse umane, 28 înscriși, 28 absolvenți, 7 angajați până în prezent, comunicare în limba engleză, 25 înscriși, 25 absolvenți, 5 angajați, lucrători în structuri pentru construcții, 25 înscriși, 25 absolvenți, 5 angajați. Agent de securitate, 28 înscriși, 26 absolvenți, 8 angajați. Lucrători în comerț, 21 înscriși, 19 absolvenți, 1 angajat. Contabil, 24 înscriși, 23 absolvenți, 8 angajați. Deci pe total 169
persoane înscrise la cursuri, 162 au absolvit cursurile și 44 s-au angajat până la momentul acesta. În momentul de față facem înscrieri pentru 3 cursuri, un curs de comunicare în limba engleză, unul pentru operatori, introducere, validare date și unul de frizer. De asemenea, sperăm ca în luna următoare să mai deschidem încă câteva cursuri. E în pregătire un curs de contabil, am spus, și cursurile care vrem să le deschidem pe domeniul agricol. După cum știți, în perioada imediat următoare, adică vineri, de la ora 9, va avea loc Bursa Generală a Locurilor de Muncă, care vom desfășura ca de obicei în cele 3 locații importante ale noastre, deci Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Pentru Roman, deci de la ora 9, așteptăm toate persoanele invitate, dar și orice altă persoană sau agent economic interesat, deci la cantina de la liceul SAV. Aici, în imediata noastră apropiere, condițiile sunt bune. Noi până în prezent am invitat 65 de agenți economici, avem până acum confirmat de la 28 de agenți, dar până vineri vor mai confirma și alți agenți. Ca și șomeri, am invitat 410 șomeri, din care cu studii superioare 25 până acum. Repet, și alte persoane interesate pot participa la Bursa Locurilor de Muncă. Oferta pentru bursă cuprinde până în prezent un număr de 168 de locuri de muncă vacante. În industrie vor fi confecționeri, tehnicieni în industrie alimentară, stibuitoriști, operatori montaj, linii automate, tâmplari, normatori, responsabili reciclare, ambalatori, responsabili mentenanță, operatori calculatori, electricieni. În comerț, contabil, vânzător, agenți vânzări, brutari, lucrători comerciali, cofetari, patiseri, barmani, bucătari, lucrători în bucătărie, ospătari, ajutori de ospătari, vopsitori auto, vulcanizatori, spălători vehicule, agenți de securitate, tehnicieni, sisteme de securitate, electricieni. În construcții, toate meseriile, muncitori necalificați, dulgheri, zidari, hierari, betoniști, finisori, de asemenea șoferi de autocamion. Pentru studii superioare, până acum avem confirmate locuri de muncă pentru ingineri în confecții, ingineri tehnologi, ingineri constructori, ingineri automatist, ingineri electronist și economiști. Asta ar fi datele pentru zona Roman. Cu ocazia aceasta vă invităm și pe dumneavoastră la bursă vineri. Restul, câteva lucruri care putem să le mai amintim. Oferta pe EURES este destul de bogată, deci pentru spațiu economic european. Avem 712 locuri de muncă vacante comunicate pe portalul EURES. Pe țări, din Austria 7 locuri, Belgia 1, Germania 51, Irlanda 13, Italia 220, de aici mențiunea că o parte din locuri de muncă de fapt sunt în Marea Britanie printr-o firmă italiană. Malta 310, Marea Britanie 16, Polonia 11, Cehia 70, Slovenia 1, Spania 4, Suedia 8. Meserile sunt diverse, deci în Austria ingineri, sudori, mecanici auto, tâmplari, lăcătuși mecanic. În Germania sunt atât în domeniul alimentației publice, bucătari, ospătari și așa mai departe, cât și în construcții și muncitori calificați și maestri, de asemenea și în domeniul electric sau canalizare și așa mai departe. În Irlanda se caută în special muncitori, dar de obicei înalt calificați pe mașini de comandă numerică în domeniul prelucrării metalelor. În Italia, asistenți medicali, infirmieri. În Marea Britanie, lucrători în pepinieră, tâmplari. În Malta, personal de curățenie. În Cehia, prelucrări metalice și domeniul auto. În Spania, matrițieri mase plastice și operator turnare prin injecție mase plastice. Asta ar fi pe domeniul EURES. Restul, ca noutăți legislative, în acest moment, deci, poate ați aflat din conferințe de presă ale Guvernului, deci s-a dat drumul la legea ucenicii, care am mai discutat și în alte conferințe de presă, deci, dar proiectul
a fost ca de lege adoptat de guvern și trimis la Parlament. Dar s-a promis o procedură rapidă de undeva până în 2 luni de adoptare și, cum am spus, el cuprinde deci o sumă destul de atractivă pentru angajatorii care deci, vor să deschide programe de ucenicie. Suma este de 1125 de lei pe lună, net echivalentul a 250 de euro. Deci o sumă mult mai mare decât suma care îți dă în prezent de 300 de lei și de care v-am povestit în alte conferințe de presă. Deci nu a fost solicitată de către nimeni în județul Neamț. Deci nu au fost programe de ucenicie, cu excepția unui program pentru un număr de persoane la fabrica de ciment de la Bicaz, dar care deci se subvenționau prin Agenția București pentru că acolo era sediul central al firmei. Dar acum sumele fiind mai consistente, sper să fie agenții economici care să fie interesați de această măsură activă și oricum e mai bine decât în învățământul dual de la care se face prin Ministerul Educației, pentru că acolo agentul economic nu primește nicio facilitate. Deci pentru clasele profesionale, pe când la noi, deci tot e o sumă. Dacă ai câțiva ucenici, uite, deci chiar să faci un buget serios pe lună, unde poți să-ți permiți deci să plătești ceva în plus la maestru și la inginerul care au grijă de ucenicii respectivi. De asemenea, tot prin acest proiect de lege, deci se acordă și o sumă de 1350 de lei net, echivalentul a 300 de euro pentru contractele de stagiu. La fel, v-am spus, până acum, la contractele de stagiu de 6 luni, angajatorii primeau o subvenție de 500 de lei. Și în același timp, dacă ar fi optat pentru subvenționarea locului de muncă pentru absolvent pentru un an, primeau tot 500 de lei și atunci nimeni nu apela la programul de stagiu. Acum, suma fiind mult mai mare decât înainte și nemai fiind perioada, deci așa mică, deci s-ar părea că solicita această măsură activă angajatorii care angajează absolvenți și la fel va fi un avantaj pentru absolvent la sfârșitul stagiului, deci va avea confirmarea calificării. Cam asta a fost ce am vrut eu să vă prezint pentru astăzi, dacă sunt întrebări. Nu pot să spun, pentru că nu suntem noi cei care depunem proiectul. Deci noi nu mai am fost informați de... Nu s-a scris la nivelul nostru. Noi am văzut draftul, ne-am dat cu părerea de el în județe. Am înțeles că totuși a fost numai, să spun, o neconcordanță de viziune între noua echipă de la Ministerul Fondurilor și echipa de la ANOF, care e aceeași. Deci discuția a fost acum un an cum să fie proiectul între Ministerul Fondurilor și Agenția Națională. Acolo cumva s-au reorganizat, s-au schimbat și n-au înțeles, să zic, filozofia proiectului la fel. Și acum s-au pus de acord și o să-l redepună. Deci, în schimb, întârzierile astea, proiectul ar fi trebuit să plece cu vreo 2-3 ani, când a început ciclul de programare. Era o condiție, să zic, în primul an, 2, identificăm și după aceea să fac măsurile cu ei. După cum vedeți, suntem aproape de mijlocul perioadei de programare și deci nici nu a început bine activitatea. Dar sperăm să desfășurăm cât mai mult în paralel, să zic. Deci, identificarea și apoi acești tineri intră în măsuri furnizate de agenți privați sau chiar de noi. Ați văzut, pe partea de subvenții, subvenționează și tinerii miți. Deci, intră direct în genul acesta de măsuri active. Da, v-am spus definiția. Tinerii neînregistrați, deci care au ieșit din școală, nu mai urmează o formă de calificare la noi, nu sunt înscriși la noi la șomaj și nici nu sunt angajați. Deci, acei tineri care s-au pierdut așa, deci nu stau acasă sau mai trăiesc din mici stipendente de alte lucruri. Știți că în alte ședințe chiar am făcut o leacă, am teoretizat cu acel șomaj la gri. Deci, acea zonă de populație care, deci când adun statistic cât sunt șomeri, cât sunt angajați, cât s-au declarat casnici la recensământ, cât sunt în alte sisteme, nu iese undeva soldul. La statistică apar cumva în economia casnică, agricolă sau ceva, dar de fapt trebuie să fie cifra undeva să dea cheia, dar nu să știe despre ei mare lucru.
Și v-am spus, de exemplu, când comentam cifrele despre numărul de absolvenți care s-au înscris la șomaj în toamnă la noi față de alți ani, este de la an de an în scădere. Deci generațiile de tineri care termină școala nu sunt mult mai mici, sunt mai mici când scade populația, dar nu în același cât a scăzut la noi șomajul rezultat de la absolvenți. Deci acești tineri, efectiv, pentru că șomajul era mic de 250 de lei, nu se mai înscriu nici la noi, trăiesc pe lângă părinți. Deci, dar nu să știi foarte mult de ei. Și tocmai acest proiect încearcă să-i readucă la suprafață ca să știi ce ai de făcut cu ei, că altfel e o bombă socială care peste câțiva ani va apărea din acești tineri care nu... Mai sunt și plecați, dar nu... nu. Dar nu neapărat că sunt plecați. Efectiv, nu sunt nicăieri. Nu, că, acum, poate numai o percepție și dorul lor de muncă sau de pregătire este mai mic la anumite generații mai noi față de altele dinainte. Și nu zic că... Nu, da, dar... Și nu cred că nici în străinătate o duc mai bine. Noi, de exemplu, pentru străinătate am depus un proiect care a intrat în evaluare, sperăm și să treacă, pentru, din schemele acelea de antreprenoriat. Deci unde dăm până la 40.000 de euro pentru a-și înființa firme. Și proiectul care l-am depus, unul, este dedicat numai persoanelor care lucrează în străinătate acum. Deci vin acasă, fac cu noi niște cursuri de antreprenoriat, cu asistența consultanților noștri vor încerca să-și facă niște planuri de afaceri și cele mai bune planuri vor fi selectate pentru finanțare. Și după aceea, 3 ani, 4 ani, îi urmărim, adică îi și ajutăm să le meargă afacerea cu anumiți consultanți care vor fi aproape de ei și își urmărim să-și îndeplinească ce scrie în plan, plus că ar avea niște condiții să facă cel puțin 2 locuri de muncă, să mai angajeze pe cineva. Și cu proiectul ăsta încercăm să-i aducem de afară. Avem un parteneriat cu 2 ONG-uri ale comunităților de români din Italia, care sper să ne ajute să-i aducem de acolo și să-i aducem acasă. Asta pe Italia, dar poate să fie din orice țară, deci nu e un criteriu discriminatoriu. Am zis că acolo sunt mai mulți și am găsit și noi contactele mai organizate, că în alte părți nu sunt organizați efectiv români și deci... Dar vom face publicitate, presă, internet, tot ce trebuie. Nu cred că vor fi probleme să nu ne atingem targetul proiectului ca și afaceri făcute și oameni aduși acasă. Mai greu va fi probabil pe... Că mai sunt unii care cred că dacă au văzut banul după aceea ce vă cu el, dar o să-i urmărim să nu. Mai am două întrebări. Prima este legată de acest program de ucenicie și stagiu. Într-adevăr, urmează să fie aprobat de Parlament. E posibil ca Parlament să fie anulat. Deci agenții economici deocamdată să nu-și facă planul cu privire la acele... Dar nu cred că în minus, cred că în plus. Știți că am discutat despre... Era un proiect pe site-ul... Domeniile în care se vor aplica aceste... Nu, dar nu e nicio discriminare de domenii. În orice domeniu, dar bine, să se potrivească pentru ucenicii, că ucenicul face prin meserii mai obișnuite, industriale, să zic, nu poți să faci un ucenic pe altă calificare, știi? Dar cererea e mare, într-adevăr. Eu am discutat cu foarte mulți agenți economici care se plâng că nu mai au forță de muncă calificată. Și chiar dacă nu încep la Roman acum, de exemplu, la bursă, am să reiau o inițiativă care aveam pe vremuri, când eram director adjunct, acum 15 ani, și pe mesii rotunde cu agenții economici să vedem problematica. Vineri fac prima masă rotundă, dar o fac la Târgu Neamț. Deci nu pot să fac în toate locurile odată. La următorul eveniment o să mă organizez la Roman, la Piatra, și acolo am invitat toți să facem o dezbatere. Ce drept, acolo am și văzut, erau multe articole în presă prin anumite ziare județene, cu patroni care se plângeau că nu mai au forțe de muncă calificate și am zis, dacă tot aveam acolo plângerile, fac o masă rotundă vineri după bursa de la Târgu Neamț, să vedem problematica lor. Și într-adevăr, mulți au venit la mine care deschide ucenicii, mai ales când îi ajuți un pic să simte. Pentru că înainte v-am zis, la 300 de lei, era cumva, suma era mai mică decât costurile administrative, ce avea de făcut maestru și inginerul, să țină catalogul, să-și facă niște planuri, să se autorizeze, că e o birocrație aici. Dar la suma care se propune acum de 250 de euro, dacă faci 4-5 ucenici, deja e o sumă care poți să-l plătești separat, să aduci un profesor de la un liceu și să zici că e maestru pentru ei, dacă chiar vrei și nu ai niciun cost tu în unitate și ai și niște beneficii în plus. Și o a doua întrebare și ultima din partea mea, e aprilie, dar deja încep să se deschidă terase,
se cunoaște o dezvoltare. Urmează și perioada în care cel mai probabil elevii și studenții vorbim. Da, deci facilitatea este pentru... Facilitatea rămâne. Da, da, sigur, deci acordăm. Noi în fiecare an avem mai multe fonduri decât solicitări pentru studenți, elevi și studenți pe perioada vacanțelor ca să se angajeze. Da, deci, dar sperăm să fie ok. Este doar o percepție a mea că majorarea salariului minim pe economie a dus la scăderea ofertei de muncă, adică angajatorii și-au redus drastic numărul de... Nu. Oferta, deci... Deja. La o săptămână la alta, de exemplu, poate să face stăla pe România și un singur loc în plus. E o anumită creștere, nu poate, într-adevăr, salariul minim crescând, sunt niște costuri care se măresc pentru angajator, dar nu cred că va fi o problemă mare, mai ales la categoriile defavorizate au crescut subvențiile la noi de la 500 la 900 de lei, adică noi am primit acum un buget și l-am angajat tot imediat într-o lună, deci patronii au venit la noi. Ideea este că nu cred că o să fie o problemă cu bugetul așa mare, în ce sens? Pentru că el se decontează într-o anumită proporție din fonduri europene. În sensul că mi-au dat niște bani de la bugetul de stat acum, bugetul fondului șomaj, de fapt, i-am angajat pe toți și am primit bugetul, urmând să facem o cerere de rambursare în câteva luni. Și vom primi banii europeni și iar vom lansa și deci bănuiesc că vor fi mai multe subvenții care, ca în alți ani să sprijinim și noi cumva domeniul. Pentru anumite categorii, pentru altele, într-adevăr, e costul salariului minim. Așa e gândirea macroeconomică a guvernului. Nu știu dacă e neapărat negativă sau nu. Probabil că sunt efecte pe termen scurt de frânare, dar sunt și efecte pe termen lung mai bune. E criză de forță de muncă calificată. Probabil că dacă crește salariul minim și el încă mai crește, nu mai sunt așa mari diferențele față de statele unde au plecat lucrătorii noștri. Adică în construcții, salariile practicate sunt undeva peste 2.000-2.500 de lei net acum. Când te gândești că în Italia poate ia 500 de euro sau 600-700 și poate să ia 500 acasă, eu cred că vine acasă persoana respectivă să lucreze de acum. Cum se simte efectul Brexit-ului pe piața muncii în România? Încă nu se simte, pentru că e o perioadă, din câte am înțeles, de negociere în care lucrătorii care sunt plecați acolo nu sunt afectați pe termen scurt, poate peste câțiva ani sau ceva, dar nu. În momentul de față nu e niciun fel de... Mai ales că nu sunt într-adevăr zone și din Neamț care merg în Anglia, dar nu ceva semnificativ. Vorbeați de acea caravană pe care intenționați să o organizați. Cum veți reuși, mai ales în satul astea cu așa mulți șomeri, cum veți reuși să-i mobilizați cu sprijinul cui? Păi cu primăriile vor lucra și cu departamentul de asistență socială. Ține în fond și de... cum e legislația gândită. Noi și acum avem legătură și am mai practicat caravane în anumite comune mai grele, dar în principiu toate comunele au acum un cămin cultural, o sală unde să putem să-i adunăm pe toți. Nu vă să fie o problemă de aici. Din contră, cred că va fi o deschidere foarte mare a primarilor pentru un mod de lucru de ăsta, adică acasă la ei mai ușor decât să plimbi pe toți cei la ajutorul social, să zic, de la Bahna sau de la Vara Ursului să-i aduci la Roman. Mai simplu că stau acolo. Și poate și venim și cu un curs să-l facem tot acolo, un curs de calificare. Vorbeați la subvenția de persoană interioară despre acestei prevederi legislative de plată a navetei celor care se hotărăsc în altă parte de țară. Cam cât estimați o lasă să... Nu, deci pe cerere efectiv nu avem la navetă încă. Cerere avem doar la prima aceea mare. Cred că avem o singură solicitare care e ceva cu Roman. Cineva de la Moinești să vină să se angajeze în Roman. Nu avem mai multe solicitări. Pentru că naveta se dă numai la comunele acelea din plan. Nu, deci nu la oricine. Acum, când vom avea normele, v-am spus, facilitatea cu chiria poate să fie mai atractivă, pentru că e orice localitate cu orice localitate peste 50 de kilometri. Nu mai e condiția să fie o localitate din plan. Dar
Da, da, aici intrați și dumneavoastră că nimeni nu declară chiriare. Eu zic că dacă își face un calcul, chiriaș cu utilitățile și cu că le declară. Prin ANAF, prin foarte complicat. Totuși, îi mărește chiria, să zic, de la 150 de euro la 180, cu 16% cât plătește persoana respectivă și tot ia mai mult de la stat, rămâne cu 84%. Deci e o sumă semnificativă, nu cred că nu se va declara. Ați văzut la știri cazul acelui primar din Vasului care a afirmat că va condiționa acordarea venitului garantat pentru aceste persoane de participare la Bursa Lucrurilor Democrate. Tot se apropie. Există bază legislativă pentru acest lucru. Da. Pentru că în momentul ăsta un beneficiar de venitului garantat trebuie să fie în evidența dumneavoastră odată. Da. Trebuie să nu fie refuzat justificat un loc de muncă și trebuie să facă dovada că a participat la aceste cursuri. Da, dacă eu poate să fac chestia asta, are bază legislativă să condiționeze acest lucru, exclusiv de participare la această cursă a locurilor. Baza legislativă a primarului este numai adresa de la agenția județeană respectivă sau prin agenția locală cu persoanele care au refuzat acea măsură activă. Adică dacă, bănuiesc, primarul vorbește cu directorul agenției din Vaslui sau cel de la agenția locală unde se face bursa, nu știu, la Negreș, la Bârlad, undeva, persoanele sunt invitate, sunt chemate, efectiv cum ne ducem noi la caravană, cum am zis, la 6 luni, le-ai invitat la bursă pe tabel și care nu au venit, înseamnă că a refuzat măsura activă. Și atunci, automat, deci noi asta de fapt dăm la șpis și la primării. Persoanele care refuză măsurile active. Și pe baza ei, temeiul legal a primarului ăla este. Tabelul de la agenția de ocupare cu cei care nu s-au prezentat la bursă. Nemotivat, că poate unul s-a îmbolnăvit sau are un deces sau are o situație deosebită. Spuneați la început că s-a modificat termenul la care aceste persoane trebuia să vină în contact cu dumneavoastră la 3 la 6 luni. Nu în sensul de termen. Indirect, adică nu mai există obligația să vină la agenție la 3 luni. Dar el la 6 luni trebuie să-și reînnoiască dosarul de șomaș, că altfel expiră și noi îl scoatem din evidență. Dacă l-am scos din evidență, automat noi primim lista de la agenția de prestații sociale cu cei care sunt abs de muncă în dosarele de VMG din tot județul și îi spun, din cei 6.000 sau 4.000 de persoane, ăștia 250 nu mai sunt în evidența mea. Și automat ies de venitul minim garantat.